Salutare! Bine ați venit la lansarea din luna aprilie a revistei Today Software Magazine. Sper să vă placă astăzi la noi. Vom avea o serie de prezentări faine despre SAP, dar nu numai. Va fi și... De fapt, stai să vedem agenda. Vom începe cu o prezentare despre SAP Integration. Veți putea descoperi acolo care sunt... diferențele între, le-am descoperit și eu de fapt, SAP Process Integration și SAP Process Orchestration, dacă nu mă înșel, și multe altele. După care vom continua cu Bogdan, sper că este aici, da, ok, salutare Bogdan, cu o prezentare despre Metaverse și VR, sperăm să fie ceva foarte fain. După care ne întoarcem la SAP și vom discuta despre SAP DataSphere. Veți vedea o modalitate de a managementul datelor în SAP. Și continuăm cu un articol de sustenabilitate. Iulia, sper că Iulia a ajuns. Da? Salutare, Iulia! Iulia ne va vorbi despre ce înseamnă sustenabilitate. O să vedeți și în revistă care va sosi în curând. Care, mă rog, are o listă foarte faină de chestii despre care să fim conștienți. Eu le-am citit și mi s-au părut foarte faine. Și după care o să vă zic câteva cuvinte despre conferința de developers. Este o conferință care o organizăm noi în 14 iunie și o să și dăm 2-3 invitații pentru cele mai bune întrebări. Așa că dacă aveți întrebări faine, puteți să le ziceți. Și vom continua cu un panel despre SAP, evident, unde vor fi alături de noi Cătălin Rusu, Mădălina Moisă, care cred că o știți și de anul trecut, Cătălin Chioaru, oare Cătălin este? Da, Cătălin, salut! Da, de fapt ne-am salutat. Și Andrei Roditis este, nu? Da, perfect. Bun, deci toată trupa aici pe scenă, o să vină pe scenă. Cam asta e evenimentul de astăzi. Mulțumim partenerilor revistei. Un amănunt, vom mai avea o lansare, dar vă zic eu mai încolo, tot săptămâna asta.